La ședința de luni a primăriei Chișinău, edilul Ion Ceban a declarat că hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, prin care au fost majorate tarifele la gazele naturale, a fost emisă la indicația celor din cadrul guvernului. În acest sens, eu cred ferm că trebuie imediat de transmis cererea prealabilă către ANRE și cerere de suspendare a tarifului și cerere de chemare în judecată către guvern și Comisia Situației Excepționale pentru că a dat ilegal aceste indicații. Iar viceprimarul Fadei Nagacevski afirmă că ANRE a luat decizii contrar standardelor internaționale în domeniul energetic și anumite proiecte ale primăriei vor fi date peste cap din cauza deciziei de majorare a tarifelor. Presupun eu că ar fi util să întrunim și ședința Comisiei Situației Excepționale Locale care să examineze acest caz și eventual Comisia, dacă va decide să facă anumite adresări către Comisia Situației Excepționale Națională, care și-a asumat acest abuz de drept, să ne compenseze prejudiciile care au fost cauzate municipalității. Iar anul ăsta am terminat cu peste 300 de milioane în sold. Pozitiv. Și toate aceste 300 de milioane, în loc să meargă la reparația școlilor, grădiniților, trotuarelor, la dezvoltarea suburbiilor, la transport public, la multe alte lucruri, curți de blocuri, așa cum le-am planificat, trebuie să-i dăm pe prostia guvernării. Totodată, reprezentanții municipalității nu exclud că vor depune o plângere și pe responsabilii Agenției pentru Reglementare Energetică pentru că ar fi îndeplinit indicațiile guvernării. Contactați pentru o reacție, reprezentanții ANRE au refuzat să ofere un comentariu, iar reprezentanții guvernului au precizat că executivul nu are scopul de a cere scumpiri. Intenția domnului Ceban este de a contesta o decizie a Comisiei pe situații excepționale. Decizia a fost luată în contextul unei situații de criză și o problemă de siguranță națională. Responsabilitatea guvernului este ca deciziile pe care le ia în următoarea perioadă să sprijine ieșirea din acest impact. Au fost deja aprobate și aplicate mai multe măsuri de compensație pentru cetățeni, în facturi, la agentul termic, la consumatorul de gaze. În data de 28 ianuarie, ANRE a aprobat ca din 1 ianuarie prețul pentru un metru cub de gaz consumat să fie de 15 lei și 18 bani cu TVA inclus. Conform ANRE, majorarea a fost determinată de creșterea prețului mediu a gazelor naturale în 2022, de la 430 de dolari până la 620 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Solicitarea de scumpire a fost expediată de Moldova Gaz în data de 21 ianuarie. În același context, prim-ministra Natalia Gavriliță a anunțat că guvernul va menține actualul mecanism de compensații la gazele naturale a consumatorilor casnici, indiferent de decizia ANRE.